Ne aflăm pe strada Rotăreș-Foraj și din Comuna Bască, o stradă care este finanțată pentru modernizare și reabilitare pe PNDL 3, Programul Național de Dezvoltare Locală 3, care se numește și Anghel Salignei. Face parte din cele patru străzi care au obținut finanțare pe acest program în valoare de 163 de miliarde de lei vechi. La ora actuală, lucrările sunt în fază foarte avansată de execuție, proporție de 85%. Se execută asfaltarea accesului la proprietăți, urmează semnele de circulație și trasarea acestui drum. Acest drum are patru componente. Componenta de șanțuri betonate, componenta de șanțuri pluviale carosabile și componenta de tuburi pe anumite șanțuri foarte mari la șanțurile pluviale unde apele sunt în cantitate foarte mare. A trebuit să găsim soluții cu șanț carosabil în unele zone pe ambele părți, după cum se observă, unde apele pluviale merg pe dedesubt, iar pe deasupra se poate circula pentru a menține lățimea străzii și profilul străzii. Ne aflăm în satul Glâmbocul Vale. Pe raza localității Bascov sunt 5 hoteluri și 9 moteluri, pensiuni turistice. Încercăm și să dezvoltăm și turismul și agroturismul la nivelul localității. Avem aici o pensiune turistică foarte, foarte frumoasă, o pensiune care este făcută de către o persoană privată prin fonduri europene după un proiect foarte, foarte ambițios. În această pensiune turistică foarte multă lume din oraș și din afara orașului vin și încheie căsătoriile sau oficiază diferite evenimente, cununi și botezuri. Ne aflăm la una din cele 7 biserici care se află pe raza localității Bascov. Această biserică, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, construită în satul Glâmbocul Vale, este construită în anul 1808 și este monument istoric în arhivele naționale și chiar județene, apare ca și monument istoric. Este prinsă în circuitul turistic al monumentelor istorice din județ și din țară.
Ne aflăm la baza sportivă ACS Unirea Basov, unde activează echipa Unirea Basov, care este în Liga a 3-a a Campionatului Național de Fotbal. La această echipă activează și un număr de 160 de copii, majoritatea care sunt din comuna Bascov. La juniorii, mă refer aici la copiii de la U12, U14, U16 și U19. La juniori U19, jucătorii de la ACS Unirea Bascov au obținut anul trecut, acum 2 ani de zile, locul 1 pe țară la Campionatul Național de Juniori, iar acum sunt între primele 6 echipe din România. Suntem singura echipă U19 la juniori din mediul rural care jucăm cu echipe de orașe și municipii. Avem o activitate intensă la acest club. În cadrul clubului avem și secția de caiac canoe, unde reprezentanții clubului de caiac canoe au obținut medalii de aur și de argint la campionatele balcanice și europene de juniori. Chiar reprezentanta noastră de la caiac canoe, la grupa dumneaei, a fost selectată la lotul național de caiac canoe din România. La această bază sportivă, momentan suntem într-un litigiu cu direcția silvică de vreo 7 ani de zile, pe limita de bornare. Sper ca să câștigăm procesul și în momentul în care vom câștiga procesul, aici se va realiza o sală de sport și bazin de not. Pentru că noua bază sportivă se construiește în centrul comunei Bascov prin fondurile de la CNI. Este o bază sportivă foarte modernă și o să vorbim în momentul în care o să ajungem acolo la baza sportivă, unde lucrările sunt în curs de execuție. Și unde se dezbracă calab, oaspeții, gazdele, grupurile, dușurile. Uitați-vă ce cupe au. Toate sunt obținute. Locul 1. Da, major. Da, 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 da. Campionatul național 1-19, care are locul 1 pe țară, v-am zis, acum 2 ani de zile. Avem tricouri de la fotbaliști constacați, Tătărușanu, Chiricheș, Bogdan Stancu, care este nepotul meu și a jucat aici, și la FC Argeș. Tricourile de câștigători cu semnăturile de la fotbaliști la U19 pe țară, vă dați seama. Ne-am bătut cu Steaua, cu Târgoviște, cu cine a fost, cu echipe consacrate, foarte consacrate, Craiova, cu Râmnicu Vâlcea, cu... S-a luat locul 1. Ne aflăm la una din instituțiile școlare de pe raza localității Bascov. Este vorba de grădinița cu program prelungit de la Valea Ursului. În această grădiniță are în componență 3 grupe, da. 60 de copii, parcă, da. În jur de 60 de copii, cu program prelungit. Părinții lasă copiii la orele 8 și ia la orele 17, cu cantină, cu toalete în interior, cu încălzire centrală proprie, cabinet medical și cu asistență medicală asigurată. Este foarte modern, fiecare grupă de copii au și cadrul propice pentru programul prelungit, adică cu pătuțuri, cu dușuri, cu ghiuvete, cu încălzire centrală. Este finanțată prin fondurile europene, prin AFIR, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin AFIR, împreună cu alte obiective cu caracter educațional din comună.
Ne aflăm la școala generală cu clasele 1-8 Valea Ursului, o școală care a fost modernizată prin măsura 3-4, prin fondurile guvernamentale și europene. Este o școală care are o bază de dotare foarte modernă, cu table inteligente, cu toalete atât pentru fete cât și pentru băieți, dar și pentru cadrele didactice, cu încălzire centrală proprie, cu cabinet medical, cu o bază de dotare foarte, foarte bună și cu cadrele didactice care, prin profesionalismul dumnealor, au dat dovadă că elevii vin către școlile din Bașcov. Și vreau să vă spun că atât la această școală cu clasele 1-8 Valea Ursului, cât și la școala mare din centrul comunei, elevii care au terminat clasa 8-a la școlile din Bașcov au intrat la liceele cele mai bune. Asta înseamnă că procesul educativ instructiv este pe măsură, având în vedere că primăria și Consiliul Local s-au ocupat de baza de dotare și condițiile propice pentru acest proces educativ instructiv. Haideți, copii, haideți! Ia uite-i! Ia uite ce frumos sunt! Aflăm la una din cele trei biserici care s-au construit de la temelie din anul 1996 și până în prezent în comuna Bașcov. Este vorba de biserica cu hramul Sfinții Părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Această biserică, această construcție a început în urmă cu 12 ani. A trebuit ca primăria și Consiliul Local împreună cu preotul paroh să găsim locația respectivă pentru așezarea acestei biserici, cât și pentru cimitirul adecvat pe lângă biserică. În zona respectivă a fost o vegetație forestieră, a trebuit să ne ia foarte mult timp pentru a amenaja terenul. Am început această construcție în urmă cu 12 ani, în prima fază cu cetățenii din comună, cu meseriașii din comună, cu sprijinul primăriei și Consiliul Local în ceea ce privește materialele, o parte din materiale, cât și partea financiară și cu sprijinul unor instituții din zonă care au ca profil de activitate materiale de construcție. La ora actuală, biserica, ca și etape de realizare, iată că am finalizat partea exterioară a bisericii în tot ceea ce înseamnă cu profilele respective. Am început lucrările și în partea interioară a bisericii și la ora actuală suntem în pline lucrări de execuție a instalațiilor termice, electrice și sanitare, dar și tencuielile interioare care sunt pe tipe grunt, având în vedere că urmează pictura adecvată pe acest tip de tencuială. Încă se lucrează, mai apare și schela montată în interior, pentru că încă se lucrează la tencuielile interioare. Biserica este foarte, foarte mare, are pe balcoane și spații adecvate pentru două tipuri de coruri bisericești, grup de vestiare pentru preoții parohii, exact ceea ce trebuie la o biserică foarte mare, un fel de catedrală. Este considerată una dintre cele mai mari biserici din județul Argeș după Mioveni, construite după Revoluție. Sperăm ca prin sprijinul eroriașilor, prin sprijinul Consiliului Local, al primăriei și al meseriașilor din zonă, să finalizăm această lucrare în timp de 3-4 ani de zile, pentru că sunt foarte multe noriași, în jur de 560-600, care sunt arondați la această zonă, în această zonă, la această biserică. Biserica a trebuit să ne gândim și la locurile de veci pentru cetățenii care sunt în această zonă, pentru că
iată, după Revoluție, lumea revenind la credință și este un lucru extraordinar de bun. Comuna este foarte mare, bisericile sunt neîncăpătoare și a trebuit să găsim și terenul adecvat pentru construcția și amenajarea unui cimitir modern. Avem aici, în spatele acestei biserici, și cimitirul, care este foarte modern. Nu am dat autorizație de construire decât pentru capele și nu pentru construcții tip cavou. Și aici este cimitirul care, prin natura construcției, s-a creat și aleile secundare și principale pentru acces la cavourile respective. Alei secundare, aici sunt capelele, deci crucile sunt luminate. Dacă privim puțin în exterior bisericii, o să observăm că prin cele trei turnuri sunt crucile care sunt aduse din Grecia. Ele sunt luminate, sunt legate la iluminatul public, dar și la iluminatul care este din biserică, iluminatul bisericii. Biserica va fi și cu amenajarea iluminatului, așa să zicem, din exterior din curte către exteriorul bisericii. Pe zona pârului Bascov va fi amenajat un gabion și cu maluri de întreținere a pârului Bascov și tot în această zonă va fi amenajată o masă praznicală și o clopotniță. Vom ieși cu lucrările și exterioare ale bisericii, mă refer aici la scările respective și, bineînțeles, ușile bisericești care sunt de la ora actuală în construcție. Suntem la bisericuța care este imediat la apropierea acestei biserici care este în construcție cu ramul Sfântul Părinții Ioachim și Ana. Această bisericuță de lemn a fost construită pentru a se oficia slujbele până la definitivarea lucrărilor la această biserică. În această biserică, duminică de duminică și nu numai, de fiecare dată este foarte plină. Slujbele sunt ținute de fiecare dată de preot și cetățenii vin și se îndreaptă către această biserică. Eu personal, împreună cu, mă rog, prin o colaborare cu un preot din București și din Piatra Neamț, am reușit să aducem această icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, în care de fiecare dată, pe data de 21 ale fiecărei luni, enoriașii vin, e o slujbă specială și trec pe sub această icoană. Deci icoana va fi și va trece pe sub ea, așa ritualul, pe data de 21 ale fiecărei luni. Este o bisericuță caldă și la propriu și la figurat. Cetățenii sunt foarte bucuroși și sperăm ca în câțiva ani de zile să ne mutăm în Biserica Mare, pentru că din ce în ce mai multă lume vine către această biserică și va trebui să găsim spațiu adecvat pentru slujbele respective.
Ne aflăm la una din cele 6 troițe care sunt construite și amenajate în comuna Bascov, atât de primărie cât și de persoane fizice. Această troiță care se află amplasată în satul Mica a fost reabilitată și renovată anul trecut, când am avut plăcuta surpriză și într-un fel și onoare de a participa la sfințirea acestei troițe prea înaltul Sfinția sa Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușelului, împreună cu preoții parohii din Argeșului Mușelului și împreună cu preoții din localitatea Bascovă. S-a refăcut această pictură în totalitate, atât în interior și exterior, și este o troiță care chiar se fac anumite slujbe în anumite zile care sunt cu caracter spiritual. Vin preoții aici și, mă rog, și oficiază și câte o mică slujbă pentru cetățenii care nu pot să se deplaseze la bisericile din localitate și pentru copii și bătrânii din această zonă. Lângă această troiță s-a amenajat și un izvor cu apă curgătoare care vine de la 200 de metri din acea pădure de sus. Este un izvor care curge permanent 24 de ore din 24. Este contribuția primăriei și a consiliului local. În majoritatea satelor din comună avem, pe lângă faptul că avem rețeaua de apă pe o lungime de 96 de kilometri, avem în majoritatea satelor, străzilor comune și apă din izvoare, atât din izvoarele naturale, dar și izvoare forate pe raza localității Bascov. Ne aflăm în apropierea uneia dintre cele 14 spații de joacă care sunt realizate în localitatea Bascov. Acest spațiu de joacă este amplasat în satul Brăileni, zona Aninoasa. Este un spațiu de joacă modern pentru copiii din acest sat. Avem și alte spații de joacă care sunt amplasate în majoritatea satelor, dar și în jurul instituțiilor școlare, școli, grădinițe și chiar și creșă. În această zonă se va amenaja și o zonă de picnic foarte modernă. Deja a început construcția gardului de împrejmuire a acestei zone de picnic, urmând ca în maximul 2 luni de zile să fie terminate, finalizate lucrările. O zonă de picnic foarte modernă, cu grătare, cu scenă pentru care va rămâne pentru toate sărbătorile care se vor face de către localitate și nu numai. Această zonă mirifică, spunem noi, este o zonă foarte propice pentru turism și agroturism. Zona de picnic pe o suprafață de 2,6 hectare de teren. În față vor fi parcările de mașini și aici va fi și zona de picnic cu scenă amenajată, cu grătare pentru, mă rog, pentru cei care vin, cu ghiuvete, cu apă, cu grup de vestiare și așa mai departe, iar toată această suprafață de 24,5 hectare a fost prinsă în noul plan de urbanism general al comunei pentru zonă turistică și pentru construcții de turism și agroturism. La ora actuală avem în faza de finalizare a documentației noi pentru planul de urbanism general reactualizat al comunei și sper ca după ce se semnează și avem acest plan de urbanism general, vor începe și construcțiile pentru
cabane turistice și zona de turism și agroturism. Este o zonă foarte frumoasă, foarte adecvată, aproape de utilități și sperăm noi ca să fie un etalon al județului Argeș și în această zonă. Iarăși, altă biserică, monument istoric, construită în mai vechi, 1763. Uitați, biserica cu ramul Sfântul Gheorghe. E tot în lista monumentului istorice din localitate. Ne aflăm la noua bază sportivă din centrul comunei Bascov, bază sportivă în care lucrările sunt în curs de execuție. Lucrările au început în urmă cu 8 luni de zile. Această bază sportivă va avea o capacitate de 1680 de locuri, cu tribuna acoperită, cu nocturnă, cu grup de vestiare, parcări, garduri de împrejmuire, spații verzi. Obiectivul acesta a fost necesar pentru a crea condițiile propice pentru tineretul comunei Bascov, pentru echipa de fotbal ACS Unirea Bascov, care activează cu succes în Liga a 3-a de fotbal, și sperăm noi că odată cu construcția acestei baze sportive să mergem către diviziile, către eșaloanele superioare, chiar pentru divizia secundă, pentru Liga a 2-a de fotbal și, de ce nu, pentru un an și pentru Liga a 1-a. La ora actuală, terenul care ne aflăm pe această bază sportivă, prin proiectarea și gândirea soluției de proiectare, a fost gândit pentru a fi omologat chiar pentru Liga 1-a de fotbal. Va fi o bază sportivă foarte utilă și foarte modernă. În curând se vor aduce și stâlpii de nocturnă, cu 4 stâlpi de nocturnă. Fiecare stâlp de nocturnă va avea o lungime de 24 de metri și va fi amplasat în cele 4 colțuri ale acestui stadion. În paralel se lucrează și la grupul de vestiare, la clădirea pentru grupul de vestiare, și sperăm noi ca cel târziu în octombrie
Dacă timpul ne lasă și dacă finanțările prin CNI prin, și din bugetul local vor fi asigurate la timp, constructorul sunt foarte bun meseriași și sperăm noi ca se vor crea condițiile ca în luna octombrie să chiar să punem mingea la centru. Ar fi extraordinar pentru tineretul Comunei Bascov și nu numai. Așa cum v-am explicat, avem această echipă de fotbal a CSU-nei Bascov, avem grupe de copii care se antrenează la baza de la Valea Ostului și sperăm noi că în momentul în care ne vom muta pe această bază, acolo pe stadionul respectiv, să, așa cum am și specificat mai înainte, să începem construcția unui bazin de not și a unei săli de sport. Documentațiile și studiul de fezabilitate pentru aceste noi obiective de construcție sunt în așteptare la CNI. În situația în care vom avea terenul, vom demara procedurile de achiziție și, bineînțeles, de proiectare și execuție a acestor noi obiective foarte importante pentru tineretul Comunei Bascov. Ne aflăm în zona centrală a Comunei Bascov, mai precis lângă parohia din strada Rotărești DN. Aceasta la o biserică care noi o considerăm biserică nouă, considerăm că face parte dintr-una din cele trei biserici care s-au construit din 1996 până în prezent pe raza Comunei Bascov. Această biserică a început așa cu o gândire a mea și a Consiliului Local atunci, din materialele rezultate din demolările fostei primării și a fostului cămin cultural, cărămida respectivă, cu preotul paroh care slujea la biserica veche din zona stadionului, am hotărât să construim o biserică nouă. Am început cu acele materiale de construcții, am început cu meseria și din toată comuna și mai ales cu cei din zona Valea Ursului și, bineînțeles, cu enoriașii care, prin donarea unor sume de bani și primăria, iată că s-a realizat această investiție foarte necesară pentru enoriașii din zonă. Este o biserică foarte modernă, cu un consiliu parohial foarte bun și care se îngrijește atât de partea interioară, dar mai ales de partea exterioară a acestei așezări, cu cantină proprie, cu masă praznicală, cu clopotniță. Este o biserică foarte, foarte îngrijită și care slujește pentru locuitorii din zona Rotărești, Foraș și din blocurile din această parte a localității. Ne îndreptăm pe această alee către masa praznicală, către cantina respectivă, către corponiță, preotul paroh împreună cu enoria și personal se ocupă de amenajările interioare și exterioare a acestei biserici. Este foarte frumoasă și foarte bine îngrijită și administrată. Avem aici mesele praznicale care sunt în interior. Uitați-vă și dumneavoastră unde se fac obiceiurile care se fac, cu cantină proprie, cu toată baza de dotare. Aici avem amenajat tot în incinta acestei curți a bisericii și acest centru social, cultural, Nașterea Maicii Domnului, cu Arhiepiscopia Argeșului și Mușerului împreună și cu, bineînțeles, Primăria și Consiliul Local Bascov. Aflăm pe strada Lăbușești, strada care face parte din cele 14-4 străzi din localitatea Bascov, care sunt finanțate pentru modernizare și reabilitare pe PNDL 3, Programul Național de Dezvoltare 3, cum îi zicem noi, și Angel Salini. Această stradă, prin natura lucrărilor, este una dintre cele mai moderne străzi realizate în Comuna Bascov, probabil că și din județul Argeș, având în vedere că strada are și trotuar pe partea dreaptă, șanturi pluviale care sunt circulate și șanturi pluviale deschise,
pentru a crea cadrul propice a încadrării în normativul pentru circulația mașinilor pe cele două sensuri de mers. Se amenajează, se inspectează lucrări de amenajare a accesului către proprietăți cu timpane la toate podurile și podețele din zonă. S-a realizat și trotuarul pe partea dreaptă în sensul de mers. Pe această stradă avem natural, așa, realizate 3 izvoare cu apă potabilă foarte bună, în care foarte mulți cetățeni, atât din comună, dar și în afara localității, vin să ia apă din aceste izvoare. Suntem la finalizarea lucrărilor la acest sector de drum. Sperăm noi ca în maximum 10 zile să începem cu trasarea liniilor, cu semnele de circulație și cu limitatoarele de viteză. Pe această stradă avem tot ABC-ul civilizației, apă, becuri, canalizare, gaze, sunt lămpi de pentru iluminatul public foarte eficiente, cu un consum foarte mic și cu o lumină foarte, foarte bună. Sunt încă lucrătorii de la firma respectivă care amenajează, uitați, amenajează intrările către proprietăți. Aici avem unul din izvoarele foarte, foarte bune de apă. În urmă cu 2-3 săptămâni de zile am amenajat și o cruce la acest izvor de apă. Vin foarte mulți cetățeni din comună și din afară care ia apă potabilă de la acest izvor. Realizate poduri, podete, șanturi deschise. Cetățenii sunt foarte, foarte bucuroși. E o circulație foarte, foarte mare aici, pe această stradă, având în vedere că în amprizul acestor străzi mai sunt încă 6 străzi. Iar din punctul unde le găsim aici, începe una dintre cele mai frumoase zone ale comunei. Deocamdată lucrările de asfaltare se opresc aici, pentru că în această zonă am făcut aprobare de extindere rețea de gaze. Începem în zona Uiască aici, extindere rețea de gaze și canalizare în localitate și e bine să mergem. Deja avem aprobările respective, se lucrează la proiectarea conductei de gaze. Tot pe Angel Salini este o vorba de un tronson de 4,3 km. Noi ducem în zona Uiasca, dar noi spunem Sinaia Comunei Bascov, având în vedere că așezarea acestor case este exact după tipicul zonei din Sinaia. În urmă cu aproape 20 de ani, în această zonă nu erau decât 21 de case mai bătrânești către capătul satului, iar prin asigurarea acestor utilități prin fondurile de preaderare, și mă refer aici la fondurile SAPART și RICOP, am obținut o finanțare de aproape 2,5 milioane de euro, în care am reușit să introducem alimentarea cu apă în această zonă și, bineînțeles, asfaltarea către zona respectivă pe 4,5 km. Avem și proiectul pentru canalizare. Deja s-a câștigat licitația, suntem într-un proiect cu SC Apă Canal prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă și Apă Uzată. S-a ținut licitația pentru operatorul de care vor efectua lucrările și suntem asigurați de către
operator și firma respectivă, că cel târziu în luna iulie vor începe lucrările de canalizare și sper ca totodată să începem și cu extinderea de gaze ca să nu executăm de două ori săpătura în această zonă. Este o zonă foarte, foarte frumoasă, s-a construit numai case frumoase și pe stânga și pe dreapta, pădure stânga, pădure în dreapta, peste tot se lucrează. Terenul a ajuns la o valoare foarte bună în această zonă. Oamenii sunt foarte mulțumiți, au, cum să spun, o liniște pe care și-o doresc oricare cetățean din țară și nu numai. O să vedeți și dumneavoastră, sunt ansamble de locuințe construite de către poate mult cetățeni de la oraș au ales și cu funcții diferite, cu profesii diferite, au ales această zonă pitorească pentru a realiza aceste tipuri de construcții foarte frumoase. Se construiește tot timpul. Arhitectura și gradul de urbanizare a crescut foarte mult în comuna Basco prin realizarea acestor case, acestor construcții, drept pentru care, în urmă cu câțiva ani de zile, am obținut locul 7 pe România ca limbă de dezvoltare, urbanizare și sistematizare. Anual eliberăm peste 150 de autorizații de construcție de case noi. Acum 3 ani de zile am eliberat chiar 320 de autorizații de case, branșamente de apă, gaze, canalizare. Avem un serviciu, un compartiment de urbanism care de fiecare dată au de lucru pentru că zilnic sunt solicitări de autorizații de construire, de certificate de urbanism sau de autorizații de construcție, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Uitați-vă aici ce case, stil... Aici a trebuit să facem canale de preluare a apelor pluviale. Era un drum feroviar când am venit eu la primărie aici. De aici începea satul cu casele mai bătrânești. De aici, în această zonă unde erau 21 de case mai bătrânești, acum nu mai sunt decât vreo 2-3 case bătrânești. S-a construit foarte mult, pe stânga și pe dreapta, și aici sunt construcții foarte, foarte multe, vile și construcții foarte multe. A trebuit să găsim soluții ca să financiare, ca să introducem aceste două utilități foarte necesare, canalizare și gaze, pentru că, așa cum a specificat, apă am reușit să introducem prin fondurile de preaderare, SAPAR și RICOP. S-a cheltuit foarte mulți bani și, bineînțeles, și materiale pe aceste canale, care au zidurile efectuate, acest drum s-a modernizat în urmă cu 11 ani. În pereții acestor canale pluviale sunt cu armătură metalică, pentru că zona, apele respective din Amonte către Avald, în toate dealurile astea, veneau cu viteză foarte mare și a trebuit să facem aceste ziduri sub formă de pereu, cu zid de sprijin și cu poate multe materiale de construcție, mă refer aici la fierul, beton și armătură introduse în ele. Canalul se mută când pe o parte, când pe alta, acum se mută pe partea stângă. Uitați. Uitați și canale. Au fost lucrări foarte vaste și, bineînțeles, și costisitoare, dar foarte necesare.
toate casele sunt băgate pe stânga, pe dreapta, sub pădure. Sub pădure, sub zonele astea culinare foarte frumoase. Bineînțeles că zona nu avea nici curent electric, a trebuit să introducem și în unele zone și tâlpii de curent electric și liniile de curent electric atât pentru consum cât și pentru iluminatul public. Așa cum am specificat, la toate zonele de blocuri am realizat și fântâni cu apă potabilă prin forare. Această fântână, apa vine în această fântână de la o adâncime de 146 de metri, fără să aibă stație de pompare, vine direct prin presiunea apei. Apa este foarte potabilă, toți locatarii de la aceste blocuri și de împrejurimi vin și se alimentează cu apa potabilă de aici. La ora actuală încercăm să găsim și alte terenuri propice pentru a fora fântâni de apă potabilă și în alte zone ale satelor din comuna Bascov. Zona este foarte frumoasă. Cândva aici era o pădurice de mărăcini și iată că printr-o administrare corectă a administratorilor de la blocuri, la Consiliul Local și a Primăriei, s-a realizat această fântână foarte necesară pentru locuitorii de la blocurile din Bascov. Ne aflăm la cea de-a doua grădiniță cu program prelungit din comuna Bascov. Această grădiniță se află în centrul comunei Bascov, mai precis în zona blocurilor de la Bascov. Este o grădiniță foarte modernă, cu program prelungit pentru un număr de aproape 146-150 de copii. E o grădiniță modernă, cu cantină proprie, cu asistență sanitară proprie, cu grup de vestiare, cu grup de mese, cu pătuturi adecvate pentru acest tip de activități. În jurul acestei grădinițe am gândit că ar fi foarte bine ca și soluție să realizăm și o creșă. Iată că s-a realizat o creșă foarte modernă pentru două trupe de copii, pentru două grupe de copii de 40 de copii. Solicitările sunt din ce în ce mai numeroase. Creșa este foarte, foarte modernă, cu cantină proprie, cu asistență sanitară proprie, conducere proprie, cu personalitate juridică. La ora actuală suntem într-un proces de selecție a numărului de copii care vor să activeze în această creșă și deja depășește cu mult capacitatea creșei, iar în programul meu electoral am deja în proiect construcția unei noi creșe și chiar în această creșă mărirea spațiului pentru o grupă de 20 de copii. Suntem într-un studiu de soluție, pentru studiu de analiză, pentru găsirea terenului propice pentru construcția unei noi creșe în comuna Bascov. Ne aflăm în zona satului Stejeret, limitrof cu satul Schiau, unde se regăsește a treia biserică construită după anul 1996 în comuna Bascov, cu ajutorul enoriașilor din zonă, cu ajutorul preotului paroh, cu ajutorul primăriei și a Consiliului Local, am reușit să găsim terenul propice pentru amenajarea acestei construcții, acestei biserici, cât și pentru amenajarea unui cimitir care pentru enoriașii din zonă. Este amplasat într-un cadru foarte frumos. Avem o colaborare foarte bună între primărie și Consiliul Local, de fiecare dată din bugetul local și din alte surse legale constituite cu această destinație. Am încercat să sprijinim această biserică, plus materiale de construcții de la sponsorii din zonă. Le mulțumim foarte mult și iată că
prin realizarea acestei biserici s-a creat cadrul propice pentru amenajarea și a unui monument istoric în interiorul patrimoniului acestui, perimetrul acestei biserici.